valul crizei a atins și fotbalul românesc. Nu este un caz unic. Uitați-vă Italia, uitați-vă Spania, uitați-vă țări care, din punct de vedere economic, sunt în fața noastră. Foarte multe domenii de activitate care, poate, în decursul anilor 2000-2007-2010, au fost benefice, au produs excedent de profit și de unde, mă rog, cei implicați în fotbal aveau posibilitate sau dare de mână mai largă de a susține fenomenul, au putut să o facă, însă realitatea economică trebuie să ajungă peste tot. În mod normal, vedeți că în toate campionatele capitaliste, cluburile culeg banii din venituri proprii. Asta înseamnă drepturile media, publicitatea de pe stadioane, publicitatea de pe tricouri, ceea ce se vând ca și produse proprii, bilete și așa mai departe. Acționarii, mai cu seamă că marea majoritate a cluburilor sunt societăți pe acțiuni cotate pe bursă, acționarii nu aduc bani de acasă, cum ar veni cu ghilimele corespunzătoare, sau firmele lor nu cheltuiesc profiturile realizate din alte domenii de activitate să susțină clubul de fotbal. Cluburile de fotbal, bună parte din ele, sunt niște activități comerciale, să zicem așa, care chiar aduc profit la sfârșit de an să distribuie dividende. Așa va trebui să ajungă cândva, foarte probabil cât mai repede, și în zona asta Europei Centrale și de Est. Vedeți că în campionatele mari, foarte puține sunt echipele unde, mă rog, mai nouă există o implicare din partea unor companii sau persoane fizice extrem de bogate din lumea arabă sau din alte zone ale Pământului, care au prins acest apetit față de fotbal și în încercarea de a, zicem așa, sări niște etape, au injectat foarte mulți bani pentru a obține performanță. Paris Saint-Germain, Manchester City, de altfel nu întâmplător. UEFA a inventat acel fair play financiar ca, zicem așa, această ghilimele corespunzătoare de dreptate financiară, că nu știu altfel cum se numesc, să nu fie direct proporțională cu rezultatele. Și domnule Pascal, în acest context, pentru tot ce spuneați, cât de mult poate ajuta fotbalul românesc implementarea acestui sistem cu 14 echipe? Credeți că poate ridica nivelul, dacă e varianta ideală? Foarte și mult. Pentru CFR? Și dacă mai țineți minte, dacă nu greșesc, suntem în 2014, prin 2008. Pentru prima dată am spus public că, după părerea mea, șansa campionatului României pentru a atrage venituri, pentru a ieși și pe piețele internaționale, trebuie să fie un campionat care rezumate, măcar să fie prezentate pe Eurosport în fiecare sfârșit de săptămână, exact așa cum se întâmplă, de exemplu, cu campionatul Greciei, Turcia, Belgiei, da? Este să dinamizăm fotbalul din România și altă șansă decât de a crește performanța echipelor prin jocuri succesive, sunt mult mai multe jocuri de importanță mare, nu există. În vremea respectivă, cei care dirigeau federația erau foarte indignați de declarația respectivă, că la sfârșit de mandat și fostul președinte să îmbrățișeze acest lucru. Numai așa poți să crești importanța banilor care vin din drepturile de televiziune în bugetul cluburilor. Pentru că așa, după niște calcule matematice, de exemplu, în momentul în care campionatul va fi format din 14 echipe, față de banii care se iau acum, echipele situate de la locul 6 în jos o să ia aproximativ 80% mai mulți bani. Adică o echipă care astăzi ia, să zicem, 1.400.000, o să ia undeva la 2.200.000. 2.200.000 deja reprezintă o cotă importantă din bugetul acelui club. Și încetul cu încetul se va ajunge la acea normalitate de care v-am spus, cu 2-3 sponsori lângă club care mai asigură un excedent bugetar din care să iei la început niște jucători mai buni care să poți să crești în performanță, poți să ții fotbalul, pentru că nu este o, să spun, o situație normală ca fotbalul să fie dependent doar de, zicem așa, economiile personale sau profiturile realizate de câteva persoane în alte domenii de activitate. Și fotbalul din România va trebui să ajungă, ca și în alte țări, într-o situație de normalitate prin care să se poate autosusține. Dar vine acel investitor din afară, nu aș trebui să avem investigat. Și vreau să mă întreb dacă mai aveți afaceri în România. Stați că până să vină investitorul acela, că este cale lungă sau nu e o chestiune de zile și nu e o chestiune de săptămâni.
sunt niște canale deschise, există un grad de interes din partea mai multora, care noi sperăm că odată cu prezență iarăși în cupele europene, să crească nivelul de interes. Nu mă întrebați că ce pot să dau cu presupusul de lucruri pe care nu s-o de ce credeți? O să văd ceva extra fotbal legat de business-ul până la urmă. Nu, că suntem la conferință de presă. La final, o să zic și public. Dacă nu la final, dacă sunteți de acord. Bine, hai să rămânem. De ce credeți că trei foste campioane ale României, mă refer aici la Oțel, Unirea Urziceni și CFR Cluj, au decăzut atât de mult, ținând cont că au beneficiat de sume extrem de importante de la UEFA prin participarea în Liga Campionilor? Unirea Urziceni a pus lacătul, Oțelul era să pună lacătul, CFR încă nu, însă a avut probleme mari. Foarte simplu, ca să ai un, cum așa, să fii pe zero, ar trebui ca din trei ediții succesive, în măcar două, să participe în Liga Campionilor la nivel de grupe. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci ești pe minus. Deci venitul pe care UEFA îți acordă de pe urma participării în Liga Campionilor, nu îți acoperă cheltuiala pe două sezoane. Deci, repet, până noi am făcut calculele de foarte multe ori. Și nu numai noi, și cei care au făcut auditul clubului. Dacă din trei ediții consecutive, două ai jucat la nivelul Ligii Campionilor, atunci ai fi pe zero. Și dacă joci bine, între ghilimele, în ceea ce privește așa, achiziția de jucători și vânzarea de jucători, de acolo poți să faci un excedent bugetar, adică un profit. Dacă acest lucru nu se realizează, atunci ești pe minus. Și atunci când trageți linia, acum că vă retrageți din fotul acelor, nu a fost o afacere profitabilă pentru omul de afacere a fost, sau nu? Din păcate nu. Și n-are cheltuială profitabilă. Aveți un regret, Nu, n-am absolut niciun regret. Tot ce, cum să spun, am câștigat din punct de vedere al emoțiilor, al bucuriilor, al sentimentelor, este un lucru deosebit. Ca și reclama unei societăți a cărei nume nu vreau să spun. Deci sunt sentimente care nu se pot cumpăra. Restul se poate cumpăra, dar asta nu pot să fac. Domnul Pascani, s-a discutat o vreme despre faptul că dumneavoastră, ca proiect CFR, ați reușit să îl faceți destul de sustenabil și viabil, să câștigați bani la un moment dat destul de bun din asta și la un moment dat i-ați redirecționat înspre televiziune, unde mai degrabă s-au cheltuit banii. Cât adevăr este în afirmația asta? Este zero adevăr. Deci zero adevăr. Deci, încătoare, ce calitate s-a dat de la urmă? N-am nicio calitate. Calitate de suporter. Dar în acțiunile, în companiile... Calitate umană, în primul rând. De ați cedat acțiunile către un grup de companii, cum ați spus. Da. Dar în acele companii aveți vreo acțiune în vreuna dintre ele? Două dintre ele sunt acționari quasi minoritar, undeva între 3-5%. Domnule Pascani, Răzvan Burlea nu poate schimba ceva în fotbalul românesc? Întrebați-vă pe Răzvan Burlea, nu simțit, pot să răspund. Ați simțit îmbunătățire de când noua conducere? Eu cred că din câteva săptămâni de când s-a instalat noua conducere a FRF-ului, este imoral să cer să fi schimbat nu știu ce. Dacă comitetul executiv va ratifica decizia cluburilor din Liga 1 în ceea ce privește reforma Ligii 1, atunci deja au făcut un lucru deosebit. Lucru care de altfel eu sper să se întâmple.